Salutare, sunt Iulia și astăzi vă prezint un motor de căutare care se cheamă chiphotelsbookings.com și cu ajutorul căruia puteți să vă alegeți hotelul în care să vă cazați în vacanță. Prima rubrică, bineînțeles, se referă la hotelurile ieftine existente. Important mi se pare că în partea stângă a site-ului există buton de Facebook, Twitter. Așadar, puteți urmări informațiile oferite de chiphotelsbookings.com și pe Facebook sau Twitter. Aflu țările din care sunt înscrise pe site hoteluri și există chiar un formular în care îmi pot lăsa câteva impresii cu privire la cazare. Continentele, nu țările, m-am zăpăcit, cer scuze. Din toată nebunia asta am ales Europa și în Europa Spania. Bun, în Spania am să merg în Alicante. Am fost acolo în urmă cu ceva ani și mi-a plăcut foarte tare. Site-ul chiphotelsbookings.com îmi pune la dispoziție câteva informații referitoare la ceea ce găsesc în Alicante, iată am aeroport, cum pot să-mi petrec timpul liber și pe unde, am și un scurt chestionar, dacă îmi place sau nu în Alicante. Îmi place, că altfel nu m-aș mai fi întors. Bun, în colțul din dreapta, cele mai populare hoteluri. Din nou, câteva informații despre locația aleasă de mine. Iată, pot merge și la teatru, la muzeu. De asemenea, există și o gară. În Alicante sunt 60 de hoteluri. Bun, pe site, a doua rubrică, bineînțeles, are legătură tot cu hotelurile ieftine. Vedem ce este sau nu ocupat deja. Însă eu știu unde merg. Cum spuneam mai devreme, merg în Alicante, plec la sfârșitul lui februarie, mă întorc undeva în martie, la început. Nu va fi o vacanță foarte lungă, dar zilele respective vor fi oază de liniște, fix ceea ce am nevoie acum. Aflu și despre discounturi. În dreapta sus, la fel, butoanele de Facebook, Twitter. Unii sunt dependenți, așa mă gândesc că e necesar. În ghidul de călătorie, o altă rubrică interesantă, sunt oferite informații despre Grecia, despre Hong Kong, sunt și alte locații în funcție de ce preferințe aveți și de tipul de vacanță pe care vă doriți, puteți să le citiți. Și în dreapta există un top al celor mai vizitate țări, bănesc că e făcut pentru o perioadă anterioară recentă, la fel și un top cu orașele cele mai vizitate. Cum spuneam, vreau o vacanță, sunt în România, peste tot e zăpadă, ce să fac? Am fugit în Spania. O privire mai apropiată arții Spaniei și o alta oferită chiar de chiphotelsbookings.com. Revenind, Google îmi arată ce frumos e acolo, iată câteva imagini, pot sta la plajă sau pot construi castele de nisip. Ce nopți romantice o să am la lumina lunii. Bun, așadar, în dreapta, haide să ocup o cameră mai repede. Să fiu sigură că vacanța mea va fi una reușită. Site-ul îmi pune la dispoziție două variante, Alicante în sine și Alicante aeroport. Nu sunt nebună să stau pe aeroport. Am ales, iată, perioada clară în care plec. Sunt redirecționat într-o altă pagină, la o altă pagină. În colțul din stânga îmi rămâne datele legate de călătoria mea. Aflu că în Alicante sunt 60 de hoteluri, dintre care 52 au locuri libere. Pot alege în funcție de popularitatea acestora, popularitate oferită de, practic, notele date de
foști clienți, iată o medie de 8,3, un 7,9. Bine, aici trebuie subiectivă pentru că fiecare călător, dacă mă pot exprima așa, are cerințe diferite. Una e să călătoresc singur, una e să faci parte dintr-un cuplu romantic, cerințele sunt cu totul diferite, și una e să fii într-un cuplu cu copii. Bun, și de asemenea site-ul îmi arată prețul camerelor în RON. Foarte important. Na, poate nu mă duce mintea să calculez în euro sau, mă rog, nu toți ne-am născut matematicieni. În stânga, la rândul meu, pot oferi o steluță sau 5 steluțe în funcție de cât de mulțumit am fost de un hotel sau de un altul. Iată că, la fel, luând un hotel la Nimereală, aflu că, mă rog, au camere single, double, cam peste tot este la fel, și la hotelul acesta au mai rămas doar două camere libere sau trei camere libere, și de asemenea în dreapta, așa cum am spus mai devreme, îmi este oferit prețul. Bun, sunt 15 afișări pe pagină, 15 hoteluri, am 4 pagini, spuneam mai devreme, sunt destul de multe, am de unde alege. Iată că la un alt hotel ales aleatoriu, ultima rezervare s-a făcut acum 9 minute. Bun. Din nou, un altul. Au mai rămas două camere. Probabil că oferă condiții interesante. Foarte utilă ca și informație din partea chiphotelsbookings.com mi se pare faptul că, mă rog, există, iată, Benidorm, n-aveam de unde să știu, dacă n-aș fi fost până acum și altă dată în Alicante, este cel mai apropiat oraș față de locul în care eu îmi petrec vacanța. Da, mi-am ales hotelul deja, Holiday Inn Alicante, aflu ce tip de cameră oferă, ce tip de servicii oferă și, bineînțeles, cât costă fiecare dintre acestea. Am și câteva fotografii, iată, există o piscină, pot servi prânzul la piscina respectivă, în cazul în care scap de lenea mea notorie, am să merg și la sala de forță, wow, nu cred, iar la fel, dacă n-am chef să-mi car laptopul, hotelul îmi pune la dispoziție până și o imprimantă alături de calculatorul conectat la internet, după ce îmi petrec nopțile pe plajă, dimineața am să fiu obosit, așa că trebuie să mă hrănesc bine la micul dejun. Alte informații despre hotel: parcarea este gratuită, există room service în cameră, iată, au restaurant, aer condiționat, ar fi fost și culmea să nu existe. Bun, câteva review-uri oferite de foști clienți ai hotelului și cam asta este tot. Eu vă urez și vouă vacanță plăcută și încercați să vă rezervați un loc la un hotel ieftin pe chiphotelsbookings.com. Pa, pa!